continuăm să venim cu soluții pentru a reduce deficitul de personal medical din spitalele din subordinea autorităților locale, în urma discuțiilor avute atât cu Ministerul Sănătății, cât și cu sindicatele, am decis să deblocăm peste 2000 de posturi în domeniul sanitar și asistență socială. Pentru anul acesta ne propunem să atragem aproape 10.000 de noi medici, asistente, infirmiere și personal sanitar în spitalele publice și asistență socială. Cu siguranță acest lucru va însemna servicii mai bune pentru pacienți, dar și o presiune mai mică pentru personalul medical actual din spitale.